Ion Cupă, singurul deputat al PDL la Gorj, spune că și-ar dori să conducă partidul. V-ați dori să conduceți PDL Gorj? Nu știu ce mi-aș dori, pentru că dacă am candidat, sunt de atâta timp un partid din 2002-2003, nu mai știu exact data, dar am fost în acest partid, am avut susținerea acestui partid, am ocupat funcții importante în administrația locală și la Meredin și la Gorj și cred eu și după câte am văzut că am fost recunoscut ca un bun profesionist care și-a făcut treaba și fiind un bun profesionist, automat consider că am făcut servicii partidului, în niciun caz de servicii. Deputatul PDL Ion Cupă spune că foarte mulți oameni care au condus partidul ar trebui să facă un pas înapoi. Deputatul PDL Gorj consideră că nu poți fi un lider de partid cu pretenții dacă nu ai avut rezultate și, cel mai important, oamenii nu te mai vor. Ce schimbări majore vedeți dumneavoastră pe scena politică în ceea ce privește PDL Gorj, normal? La Gorj. Da, ce ar trebui să se schimbe? Pur și simplu trebuie foarte mulți oameni care au condus până acum partidul să facă un pas înapoi, chiar 2-3 pași, să lasă oameni noi, oameni care nu sunt afectați de imaginea rea pe care a avut-o la nivelul județului partidul, pentru că asta e, rezultatele vorbesc de la cine, nu vreau să critic eu neapărat, dar toți vedem ce s-a întâmplat și automat trebuie lăsate la o parte răfuielile. Așa cum spuneam, trebuie lăsate răfuielile la o parte pentru a construi și fiecare să înțeleagă că nu poți să vii să emiți pretenții să conduci sau să organizezi sau să fii lider în continuare, asta înseamnă că nu ai avut rezultate. Dar asta înseamnă că oamenii nu se vor. Înseamnă că există o problemă de comunicare. Adversarii politici ai PDL cred că opoziția trebuie să-și refacă imaginea și structurile din județ pentru următoarele alegeri. Cei care aleg sunt membrii de partid ai PDL-ului și ei cântăresc cel mai bine. Oricum, eu vreau să fac această declarație. PDL-ul este un partid care are o structură foarte dură și rezistentă în timp. Eu am simțit pe propria mea piele ce înseamnă să te asimileze ca și formațiune politică. Eu am făcut foarte mult în perioada 2000-2004 pentru PDL. L-am luat când Manta a devenit președinte cu 7 organizații în teritoriu și l-am adus la 21 de primari și viceprimari, la 6 consilieri județeni. Dar când a fost să fiu desemnat pentru candidatură la parlamentare, am fost ciuntat de nucleul dur al PDL-ului care nu m-a acceptat.